Numele meu este Angie, acesta este blogul meu de gătit și am început să învăț să gătesc pentru persoanele de la care țin cel mai mult. Pentru Vio, nepoata mea, pentru Herman, tatăl ei, pentru elevii mei de la studio și azi am ceva emoții pentru că vreau să pregătesc un fel de mâncare special. Felul de mâncare preferat de nepoata mea și anume rulouri cu somon. Poate vreau să-i mulțumesc într-un fel și să-i arăt cât de importantă este pentru mine. Mi-am amintit de prima dată când am văzut-o acasă la Herman. Și mi se face pielea de găină numai când mă gândesc. A fost un moment foarte frumos și n-am știut ce să-i spun. Violeta! Cine ești? Bună! Bună, Violeta! Eu sunt... De mult, mult timp aștept momentul ăsta și... Trebuie să-l convingi pe tata, nu pe mine. Ești noua mea meditatoare, nu? Bine, vorbește cu el. Nicio problemă nu se rezolvă dacă fugi de ea, să știi. Cât de bine e acum că mi-am recuperat nepoțica. Așadar, bun, pentru a pregăti rulourile de somon, am nevoie de somon afumat. Am în frigider. Așa, aici este somonul afumat. Brânză, foarte bine. Perfect. Salată verde, salată mov, semințe de susan, lămâie, un pic de boia de ardei dulce, zmeură. Voi face o fotografie ca să vă arăt ingredientele. Să vedem de aici. Gata! Fotografia e pe blog. Apoi, conform caietului Olgăi, trebuie să întindem două folii de plastic pe masă și să începem să punem somonul odată cu toată brânza care să acopere întreaga suprafață în forma unui dreptunghi. Am înțeles. Deci, aici am folia de plastic. Urmează frunzele de salată pe care am să pun mozzarella, un pic de sare și piper. Și acum spune, rulați ca și cum ați face un covrig. Strângeți foarte bine la capete ca să arate ca o bomboană. Voi scoate acum somonul. Trebuie să se fi răcit bine de tot. Da. Și acum o să-l pun aici și urmează să adaug semințele de susan. Așa că iau o farfurioară ca să încep să decorez. Deci am adus farfuriuțele. O să folosesc asta pentru ornat. Aici o să pun tot susanul. Așa. Stați așa! De ce se folosește zmeură la rețeta asta? Trebuie să fie o greșeală. Să vedem. Puneți zmeura peste somon. Zmeură cu somon? Asta trebuie să fie o greșeală. Doar zmeura și somonul nu se amestecă. Bine. Vreau să o întreb pe Olga, ea sigur știe. Să vedem. Olguța, ești? Olguța! Da. Sunt bună, Angie, ce faci? Eu tocmai o pierdusem admirând aceste rochii de mireasă atât de frumoase și am început să visez. Vrei să te măriți? Vrei să te măriți? Da, nu, poate, nu știu. Haide, spune-mi, ce vrei să știi? Te măriți? Nu, Olga, nu gătesc. Gătesc niște rulouri de somon și am văzut că apare zmeură în rețetă. Zmeură cu somon trebuie să fie o greșeală. Nu e o greșeală. Nu? Încearcă, e foarte bun, crede-mă. Uite, gândește-te, somonul e sărat, zmeura e dulce și acidă. Combinația celor două arome e extraordinară. La fel ca brânza și perele. Sau căpșunile și oțetul balsamic. Ce bunătate! Sau, nu știu, combinația, de exemplu, dintre un bărbat și o femeie. Dintre un bărbat și o femeie? Olga, ce treabă are asta cu căpșunile și oțetul balsamic?
Pa, Olguța, te pup tare! Oh, Olga, Olga, când se gândește la iubire, uită de orice altceva. Așadar, după cum a spus Olga, nu este o greșeală. Zmeura merge cu somon. Să vedem. Voiam să verific dacă sunt bune și sunt incredibile. Deci, am aici o farfurie pe care o voi decora. Voi lua un cuțit. Cei mai mici, amintiți-vă să cereți ajutorul unui adult mereu. Așa că o să mut ruloul meu de somon pe masă. Și cu grijă, trebuie să tai mai mult sau mai puțin. Perfect. Și acum trebuie să adaug zmeura. O să le tai cu alt cuțit. Deci tai zmeura în două și le așez deasupra ruloului. Sunt un adevărat bucătar! Învăț atât de multe! O poză! Gata și fotografia, perfect! Cu asta am terminat! Nu! Lipsește ingredientul final! Presărăm puțină paprika. O să-i dea mai multe culoare. Așa, un pic mai multă culoare să dăm. Și acum nu vreau să fi uitat nimic. Așa că să ne amintim că repetiția e mama învățăturii. Am întins două bucăți de folie de plastic pe masă și am pus foarte aproape feliile de somon care acoperă toată suprafața într-un dreptunghi. Deasupra am pus frunze de salată spălate și uscate. Am făcut același lucru cu mozzarella. Am adăugat un pic de sare și piper. Apoi le-am rulat ca pe un covric și am încercat să le strâng bine ca să le dau formă cilindrică. Am strâns bine capetele și i-am dat formă de caramele. L-am lăsat la frigider câteva ore. Când l-am scos, am înlăturat folia de plastic, l-am dat prin susan și l-am tăiat cu ajutorul unui cuțit foarte bine ascuțit, cu mare grijă. Le-am pus pe farfurie, am pus zmeură deasupra, frunze de mentă și la final un pic de boia de ardei. Rulourile mele cu somon sunt incredibile! Priviți! Impresionant! Sigur, Violetei o să-i placă la nebunie și oricum, nimic nu se compară cu mâncarea gătită acasă. Așa că, mulțumesc că m-ați urmărit! Dacă încercați și voi rețeta, scrieți-mi pe blog cum v-au ieșit vouă rulourile și pentru cine le-ați gătit. Așa că ne vedem data viitoare. Înainte să termin de scris, vreau să încerc unul să văd cum e. Să vedem. Delicios! Pa!